ziua! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a participa la conferința de presă de lansarea candidaturii pentru funcția de primar al municipiului Câmpia Turzii a colegului nostru, domnul Ioan Bacoș. Eu sunt Oana Murariu, sunt deputat de Cluj și sunt președintele USR Cluj și mă bucur să mă aflu astăzi la Câmpia Turzii alături de dumneavoastră. Acum, despre colegul meu, domnul Ioan Bacoș, presa dumneavoastră a scris foarte multe cuvinte de laudă la momentul pensionării sale din funcția de polițist de investigații criminale, șef al biroului de investigații criminale de aici, din Câmpia Turzii. Aceasta pentru că după 30 de ani de activitate prin care a deservit comunitatea, prin care a ținut cetățenii din Câmpia Turzii în siguranță, a avut cazuri de furt, tâlhării, proxenetism, viol, înșelăciuni, poate unii dintre dumneavoastră chiar ați fost victime ale unor astfel de infracțiuni, iar colegul meu, domnul Ioan Bacoș, a fost aici 30 de ani să vă protejeze. Iată că a venit momentul să facă un pas mai departe și să-și asume candidatura pentru primăria Câmpia Turzii, deci în continuare în slujba cetățenilor, doar că se poate face și mai mult de atât. Și de ce candidează colegul meu? Pentru că a demonstrat în 30 de ani seriozitate, implicare, profesionalism și cetățenii din Câmpia Turzii s-au săturat de ce se întâmplă acum în localitate și au nevoie de toate aceste calități în funcția persoanei care gestionează administrația din Câmpia Turzii. Cetățenii din Câmpia Turzii au nevoie de un Ioan Bacoș la primăria Câmpiei Turzii. Acum, Ioan Bacoș vrea să deservească comunitatea așa cum a deservit-o în calitate de polițist, cu cinste, curaj, profesionalist și astfel avem convingerea că și la momentul finalizării primului mandat de primar, tot dumneavoastră jurnaliștii, presa va scrie numai cuvinte de laudă și toate realizările pe care a reușit în echipă USR împreună cu Ioan Bacoș la primăria Câmpia Turzii să facă doar 4 ani pentru această comunitate, să ne imaginăm ce putem face în momentul în care aducem toate aceste atribute demonstrate în 30 de ani în slujba comunității pe cât mai multe paliere. Dar îl las pe colegul meu să vă spună mai multe despre ce vrea să facă pentru Câmpia Turzii. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mulțumim jurnaliștilor prezenți aici de față că au răspuns invitației noastre. Îmi anunț candidatura la funcția de primar al municipiului Câmpia Turzii, municipiul a cărui comunitate am deservit-o timp de aproape 30 de ani în funcție de polițist de investigații criminale. Dar înainte să vă împărtășesc viziunea mea pentru Câmpia Turzii, vreau să vă împărtășesc povestea mea de viață. Este povestea de viață a unui om care și-a dedicat întreaga carieră protejării locuitorilor din Câmpia Turzii, luptând împotriva hoției și a criminalității. Poate unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți ca fiind polițistul care a cercetat mulți sau majoritatea infractorilor din Câmpia Turzii sau ca și polițistul care a soluționat cauze de tâlhărie, viol, șantaj, cămătărie, infracțiuni grave, dar și alte infracțiuni mai mărunte, furturi de biciclete, furturi de găini, deoarece noi nu am considerat sub nicio formă că acestea ar fi fapte neimportante. Indiferent de valoarea prejudiciului și proveniența persoanei vătămate, am soluționat dosarul, am încercat să ajutăm cetățeanul respectiv. Am servit cetățenii în funcție de ofițer de investigații criminale, ulterior șef al acestui birou, împreună cu colegii mei, din echipa mea, am muncit zi și noapte pentru a aduce siguranța pe străzile și în casele noastre. Am lucrat pentru ca dreptatea să fie înfăptuită. Vreau să continui această muncă, de această dată din primăria Câmpia Turzii. Astăzi, orașul nostru se confruntă cu provocări grele, de la corupție și nepotism în administrație, la o infrastructură învechită și servicii insuficiente. Aceste probleme au fost ignorate sau agravate de actuala administrație și trebuie rezolvate urgent. Trebuie găsite soluții pentru aceste probleme. Primul meu mesaj către cetățeni va fi fără hoție în primărie. Când vorbim despre corupție și nepotism, vorbim despre un cancer care erodează întreaga temelie a orașului.
în ultimii ani am văzut cum sub această administrație, sub conducerea actualului primar, au fost agravate toate problemele. Administrația a fost transformată și au beneficiat de ea doar cei care sunt în preajma administrației. Lucrările și contractele au fost câștigate doar de cei apropiați, doar un club select de cei aleși beneficiază în această primărie. De aceea considerăm că aceasta trebuie să înceteze. Este timpul pentru o administrație care luptă pentru cetățean și în favoarea orașului. O administrație care pune competența și transparența pe primul loc. În calitate de primar o să veghez ca fiecare ban din bugetul orașului să fie cheltuit în favoarea cetățenilor, în favoarea locuitorilor din Câmpia Turzii. Dezvoltarea economică este vitală pentru viitorul orașului, ori economia orașului de la închiderea combinatului a decăzut. Trebuie să atragem investiții serioase în acest oraș, să revigorăm industria, să revigorăm parcul industrial și să oferim locuri de muncă decente cetățenilor. Câmpia Turzii poate fi un oraș prosper, trebuie să devină un oraș prosper, un oraș din care tinerii și locuitorii orașului să nu plece să-și caute locuri de muncă în alte localități. Pentru aceea vom atrage fonduri europene, vom colabora cu mediul de afaceri și vom găsi soluții pentru revitalizarea economiei. Voi fi primarul care va merge el să aducă banii în oraș, nu o să stau și să aștept să vină banii în oraș. Câmpia Turzii trebuie să fie un oraș ușor de parcurs, cu bicicleta, cu autoturismul, pe jos, cu mijloace de transport în comun. Infrastructura de transport și serviciile publice sunt coloana vertebrală a oricărei localități. De aceea, reabilitarea străzilor, asfaltarea acestora, înființarea de locuri de joacă, spații verzi, nu trebuie să fie un capriciu. Trebuie să facem ca orașul să fie plăcut, să fie toți locuitorii fericiți că locuiesc în acest oraș. Pentru asta este nevoie de un gospodar care poate face treaba asta. Educația este temelia oricărei comunități. Trebuie să investim în școli, trebuie să investim în cadre didactice, trebuie să investim în programe moderne de învățământ. Trebuie să pregătim tinerii din acest oraș pentru viitor. Trebuie să încheiem parteneriate între școli și societăți comerciale pentru a oferi elevilor posibilități de învățare și acumulare de cunoștințe teoretice și practice care să le acorde experiențe relevante pentru următoarea perioadă, pentru cariera care o să aibă. Iar aceasta este treaba primăriei. Pentru ca toate aceste obiective să fie îndeplinite, o să procedez exact cum am procedat în poliție, împreună cu cetățenii. Pentru că, să vă spun un secret al meseriei de polițist, nicio cauză nu se rezolva, oricât de bun era polițistul, doar așa, singur polițistul. Trebuiau rezolvate împreună cu cetățenii, ascultându-i pe aceștia. Perioada în care am fost polițist, am ascultat cetățenii probabil în cele mai grele momente din viața lor. În continuare o să o fac și din primărie. O să-i ascult pe toți cetățenii, iar toate problemele vor fi tratate cu maxim de seriozitate. Voi fi un primar care ascultă, un primar care înțelege și un primar care acționează. Nu voi fi un primar care doar promite și nu livrează. Voi fi un primar care luptă pentru dreptate și echitate pentru fiecare cetățean al acestui oraș. Iar dovada că voi fi un asemenea primar este cariera mea de 30 de ani în poliție, cadrul investigațiilor criminale. Vă mulțumesc! Vă rugăm, întrebări dacă sunt. Am dumneavoastră ca post-polițist
judiciar, la judiciar, adică oricum care aveți elementele astea de legalitate, de stăpâniți, considerați că la acest moment, dincolo de campania electorală sau chestii politice, puteți să formulați o plângere cu niște date în acest sens? Pentru a formula o plângere cu date în acest sens, trebuie să analizăm și să obținem date concrete, date care le obținem din interiorul instituției. Ori, în momentul actual, noi nu avem acces la aceste date. Deci nu am putea formula o plângere concretă, pentru că nu ni se oferă date din interiorul primăriei. Primăria mai transparentă și față de cetățean, nu neapărat față de, mă rog, competitor politic sau în deschiderea față de cetățean. Ce anume le lipsește în momentul ăsta? Sau cum ar trebui să se comporte? Mă refer ca deschidere și ca acces la informații. Ca să facem primăria să fie mai transparentă pentru cetățean, în primul rând trebuie să informăm cetățeanul despre modul de cheltuire al banului public. Asta este cea mai importantă parte. Deci cetățeanul să știe în orice moment taxa ce a plătit-o el aici s-a dus pentru aia sau suma de a fost plătită pentru lucrarea aia, care lucrare a fost acordată societății comerciale respective. Să știe cum a fost acordată lucrarea respectivă. Licitație sau, mă rog, care a fost modalitatea. Deci aici consider eu că trebuie transparență. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și vă informăm că mâine vom avea un eveniment de dialog cu cetățenii începând cu ora 2, vom parcurge întreg municipiul în echipă mare pentru a discuta cu cetățenii și a informa de lansarea acestei candidaturi. Am mai spus-o și o repet, cetățenii municipiului Câmpia Turzii au nevoie de un om serios, un om implicat care chiar să lupte pentru binele lor. Iar acest om este Ioan Bacoș, pentru că a demonstrat în timp de 30 de ani că pune cetățeanul Câmpiei Turzii pe primul loc. Vă mulțumim!